În conformitate cu prevederile regulamentului de funcționare al Consiliului Județean Neamț, președintele Ionel Arsene a comunicat plenului Consiliului Județean că în perioada 26 august-5 septembrie anul curent va face o deplasare în interes de serviciu în China pentru a se întâlni cu mai multe firme care fabrică autovehicule ecologice de transport în comun. În conformitate cu același regulament, a delegat atribuțiile pe care le are în cadrul Consiliului Județean vicepreședintelui Laurențiu Dulamă. Îmi revine obligația de a vă informa că în perioada 26 august-5 septembrie mă voi deplasa în Shanghai, China, pentru a participa la manifestarea Huawei Connect 2016. În acest interval, atribuțiile ce revin președintelui vor fi delegate domnului vicepreședinte Laurențiu Cristinel Dulamă. Rugat la conferința de presă ce a urmat ședințe de Consiliul Județean să dea câteva detalii despre această vizită, președintele Ionel Arsene a declarat că scopul acestei vizite îl constituie întâlnirea cu mai multe firme producătoare de vehicule ecologice de transport în comun. Voi participa în perioada 28 august-2 septembrie în China, la invitația companiei Huawei, și sunt interesat să găsesc soluții pentru transportul inteligent în piatra lanț, pentru smart city și soluții inteligente pentru utilități publice, care sigur va aduce beneficii uriașe municipiului Piatra Neamț. Sigur, dar în această deplasare voi avea întâlniri cu mai multe companii de profil, nu numai pe domeniul transportului, pentru că mă interesează să vedem ce oportunități putem avea și putem deschide județul Neamț pentru investitorii din China și ce putem aduce pentru județul Neamț de acolo. Obținerea de oferte publice pentru achiziționarea de autovehicule de transport în comun, respectiv troleibuze, face parte integrantă dintr-un proiect european de dezvoltare a municipiilor reședință de județ incluse în competiția de accesare de fonduri europene de modernizare. Dar, în special, mă interesează să vedem care sunt costurile unor astfel de mijloace de transport în comun, ecologice, ca și preț în comparație cu producătorii că, așa cum știți, avem un proiect comun cu primăria de Piatra Neamț. L-am și prezentat, am avut și discuții împreună cu primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Chitic, și echipele tehnice din Consiliul Județean și primăria municipiului Piatra Neamț. Un proiect pe care poate fi accesat pe axa destinată municipiilor reședință de județ și noi, Consiliul Județean, vom fi parteneri, întrucât suntem proprietarii societății Troleibuzul. Ca proprietar al SC Troleibuzul SA, Consiliul Județean este parte a proiectului de modernizare al municipiului Piatra Neamț, având și procent propriu de contribuție. Eu mi-aș dori și domnul primar de la Piatra Neamț și colegii noștri, credem o soluție de transport inteligent cu mijloace de transport ecologice ar fi de preferat actualei soluții cu care se face transportul în Piatra Neamț. În aceste condiții nu am avea nevoie de modernizare rețeaua de fir contact toată cu care traversează municipiul Piatra Neamț și putem avea, zic eu, o altfel de abordare asupra transportului comun din municipiul Piatra Neamț. Președintele Consiliului Județean nu a oferit niciun fel de detalii despre costurile deplasării și nici despre cine le suportă, dar se presupune că aceste cheltuieli se fac pe banii companiilor de transport care au trimis invitații de participare Consiliului Județean.